Hai, rămâne mai. Cimentul Valea Mare Pravăț venea după 3 victorii consecutive și echipa era cu moralul ridicat. Ocupa primul loc în clasamentul Seriei Nord și întâlnea cea mai bună echipă a sezonului trecut. Real Vedești pornea cu a doua șansă, dar după 90 de minute de joc a arătat că reprezintă în continuare o forță în cadrul campionatului județean. Fără doi titulari de bază, ai primului 11, Florin Stăncil accidentat și Marius Băduleanu intrat în teren, când echipa sa era deja condusă cu 1-0, Valea Mare a capitulat acasă în fața echipei condusă de Gheorghe Stanciu. După primele 45 de minute, scorul pe tabelă arăta 2-0 pentru echipa de pe Valea Râului Doamne. Aceștia au deschis scorul repede în minutul 14 din lovitură liberă. În actul secund, tot Realul a fost echipa care a atacat, reușind să marcheze de încă 3 ori, scorul final fiind de 5-0. Pentru Gloanță, pentru fratele nostru! Cine suntem? Au, au, au! Bravo, bă! Viitorul văd să fim pe primul loc, să câștigăm iară campionatul, în urcare de formă. Nu, prima etapă s-a întâmplat neprevăzut, adică jucătorii titulari au fost plecați în concediu și am jucat cu cei promovați, nu? Copii între 14 și 16 ani și era normal la Cetățeni un meci greu, era primul meci al lor, iar etapa a doua, a treia și etapa a patra s-a văzut. Deci, forma jucătorilor este tot cea din campionatul trecut, am mai adus câteva noutăți în echipă și sper că să facem aceeași figură și în campionatul acesta ca și în campionatul trecut, adică câștigarea campionatului și finala Cupei României. În urma acestui rezultat, Cimentul a pierdut primul loc în clasament, în detrimentul celor de la AS Godeni, căzând până pe locul 6 la un singur punct de lider. Real Vedești a urcat în clasament până pe locul 3, tot la un punct distanță de echipa de pe primul loc.